Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Să prăznuim dar praznicul. Sunt cuvinte mai vechi. Cuvântul sărbătoare nu apare în Scriptură pentru evrei. Sărbătoare era ceva special, era o zi deosebită. Noi, creștinii evanghelici, nu avem sărbători în sensul de a celebra, așa cum am spus, cu anumite ritualuri. Singura sărbătoare pe care o avem este sărbătoarea Cinei Domnului și sărbătoarea a fost instituită de Dumnezeu. Sărbătoarea are un caracter de care nu trebuie să ne îndepărtăm niciodată. Riscul mare la creștini în general este că au multe sărbători, calendarul creștin în general este plin de sărbători, însă sărbători care nu au nimic a face cu Scriptura, sărbători care și-au pierdut caracterul lor original și care s-au depărtat de ceea ce a vrut Dumnezeu. La un moment dat Dumnezeu a spus lui Israel: nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. De aceea, în această dimineață, vreau pe scurt să vedem sărbătoarea Cinei Domnului, care pornește de la sărbătoarea Paștelui, să vedem adevăratul caracter al ei, care este caracterul sărbătorii. Cum ar trebui să fie sărbătoarea, cum ar trebui să sărbătorim, să prăznuim noi praznicul, Paștele acesta. În primul rând, sărbătoarea are un caracter devoțional. Devoțional în sensul de închinare, în sensul relației personale cu Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă aici are de-a face, în primul rând, cu tine și cu Dumnezeu. Este între tine și Dumnezeu. Vreau să te gândești în mod profund la acest lucru atunci când te împărtășești, atunci când prăznuiești, atunci când ești la masa lui Dumnezeu. Asta are de-a face, în primul rând, relația ta cu Dumnezeu. De multe ori punem altceva, nu ne place ceva, nu ne convine de ceva sau de cineva sau orice altceva, dar nu uita, ține cont de acest lucru, sărbătoarea, praznicul acesta, are de-a face în primul rând relația ta cu Dumnezeu, relația ta personală cu Dumnezeu. Stai la masă cu Dumnezeu sau întorci spatele lui Dumnezeu sau refuzi pe Dumnezeu? Ești în părtășie cu Dumnezeu sau refuzi sau eviți acea părtășie cu Dumnezeu? Nu uita de caracterul acesta devoțional, închinarea. Vine înainte lui Dumnezeu, te închini. Observați sărbătorile în Sfânta Scriptură. Sărbătoarea Paștelui era precedată de sărbătoarea azimilor, 7 zile. Erau 7 zile de pregătire, erau 7 zile în care nu mai exista nimic din cele vechi. Era pregătită foarte minuțios această sărbătoare a Paștelui. Oamenii trebuiau să se închine lui Dumnezeu. Sărbătoarea totdeauna însemna un fel de sabat, un fel de odihnă asemănătoare cu a sabatului, în care Dumnezeu spunea lui Israel: renunți la lucrul tău, să nu-ți faci lucrul tău în zilele de sărbătoare. Pentru că ziua aceea este o zi dedicată mie. E o zi dedicată lui Dumnezeu. Sărbătoarea are de-a face în primul rând cu Dumnezeu. Dumnezeu pe primul loc. Renunți la lucrul tău, renunți la preocupările tale, renunți la tot ce este al tău, pentru că îți aduce aminte de Dumnezeu, pentru că îți aduce aminte că înainte de toate, acum le dai pe toate deoparte și îl pui în prim plan pe Dumnezeu. Acesta e caracterul sărbătorii. Ori sărbători creștine în care oamenii nici măcar nu se gândesc la Dumnezeu, nici măcar nu vin la biserică, nu e sărbătoare. Vedeți, duminica este o zi de sărbătoare în țările creștine și chiar cuvântul ei, cuvântul duminică, provine din ziua Domnului, din latină.
ziua Domnului. Numai bine de mers la mare. Numai bine de dormit până la amiază. Numai bine de făcut o plimbare și o excursie. Ziua Domnului. Și noi sărbătorim. Ce sărbătorim? Dacă acest caracter al sărbătorii este călcat în picioare. Caracterul sărbătorii Paștelui, a cinei Domnului, este în primul rând devoțional, relația cu Dumnezeu. Te închini lui Dumnezeu, îl cauți pe Dumnezeu, cauți fața lui Dumnezeu, vorbești despre Dumnezeu, îi dai lui Dumnezeu cinstea pe care o merită. Amin. Al doilea rând, caracterul sărbătorii este un caracter jubiliar, are de-a face cu tine. Relația cu sinele, te uiți în jurul tău, sărbătoarea totdeauna trebuie să aducă bucurie. Întotdeauna când spui sărbătoare, înseamnă bucurie. Îți aduce aminte de ceva, îți aduce aminte. E adevărat, vedeți, există confuzia asta, putem să ne bucurăm dacă Domnul Iisus a murit. Da, dacă mă gândesc doar la moartea Lui, nu mă pot bucura, dar când știu că El prin moartea Lui m-a scăpat pe mine de la moarte, eu nu pot decât să mă bucur. Dacă prin rănile Lui sunt vindecat eu nu pot decât să mă bucur. Dacă prin suferința Lui, prin jertfa Lui, sunt iertat eu astăzi, atunci eu nu cred că Dumnezeu nu se bucură. Ba chiar pot să spun că și Dumnezeu se bucură, și Domnul Iisus se bucură. Noi citim în Isaia 53, va vedea rodul muncii Lui și se va înviora. Va vedea o sămânță de urmași, se bucură. Eu cred că astăzi, privind spre Biserica Philadelphia Mansuie, atât Dumnezeu cât și Domnul Iisus se bucură. Eu cred că este sărbătoare și în cer. Eu cred că este bucurie și în inima lui Dumnezeu, chiar dacă, da, e cumva o amintire a suferinței, a atrocității de care a avut parte, a durerii, a suferinței, a morții Lui, dar pe de altă parte noi astăzi celebrăm, comemorăm, dar sărbătorim și în sensul de a avea bucurie, o celebrare plină de bucurie. Caracterul jubiliar, să te bucuri. A sărbători înseamnă să te bucuri, să te uiți la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, în lăuntrul tău, să ai acea mulțumire, acea satisfacție că stai la masă cu Dumnezeu. Există bucurie în sărbătoarea aceasta? Există acea mulțumire înaintea lui Dumnezeu, pentru că masa Domnului este și o masă a mulțumirii. Mulțumești lui Dumnezeu, te închini lui Dumnezeu, mulțumești lui Dumnezeu și sărbătorești așa cum se cuvine. Dar al treilea caracter al sărbătorii e caracterul instructiv sau educativ. Sărbătoarea nu era doar pentru Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu avea nevoie de ceva. Nu era doar pentru mine, ca eu doar să mă bucur, și din păcate cei mai mulți când sărbătoresc, din creștini, când se sărbătoresc o sărbătoare, pentru ei înseamnă mâncare, băutură, distracție, muzică și doar pentru ei ceva. Dar sărbătoarea, caracterul sărbătorii este și un caracter educativ, instructiv. Asta se întâmpla la Paște. La Paște evreii aveau un ritual destul de lung de pregătire, familia era adunată, strânsă în jurul mesei, tata lua fiecare element și explica copiilor. Pentru că totdeauna sărbătoarea pornea de la o realitate istorică, de la un fapt istoric. Fie că vorbim de sărbătoarea Purim, când Estera a adus izbăvire poporului, fie că vorbim de Moise, trecerea Mării Roșii, despre ieșirea din Egipt, fie că vorbim de orice altă sărbătoare instituită, orice sărbătoare nu a fost așa o invenție, a mai rămas o zi în calendar, hai să o dedicăm cuiva sau... Totdeauna s-a pornit de la ceva ce s-a întâmplat, un fapt istoric, o realitate a trecutului. Și atunci trebuia evocat trecutul acela. La masa aceea erau puse, de exemplu, prăjiturile lor erau amare, nu aveau un gust prea plăcut și copiii spuneau, puneau întrebări.
tată, dar ce-i cu asta? Văd prăjiturile astea au niște forme, ca niște cărămizi, parcă seamănă ceva cu paire, dar tocmai asta vreau să spun. Asta a fost dulceața noastră, cam asta a fost desertul nostru. Uite, cam așa arăta. Uite, dar mâncăm miel, de ce miel? Și era caracterul educativ. Pentru că atunci când a venit cea mai mare urgie, cea mai mare plagă care a afectat Egiptul, noi cei din Gosen n-am fost afectați de ea. Am fost afectați, dar nu noi direct. Altcineva a murit în locul nostru. Altcineva a murit în locul întâiului născut din fiecare casă de evrei. Pentru că moartea trebuia să intre în fiecare casă. Numai că în unele case, moartea intrase înainte. Moartea deja intrase. Moartea a intrat anticipat. Pentru că moartea a intrat prin mielul acela care era jertfit, sângele lui deja a fost pus pe ușorii casei, nu pe pragul de jos. Moartea intrase deja. De aceea Pavel spune, judecați-vă acum până când nu va veni judecata odată cu lumea. Și noi ne judecăm, dar ne judecăm înainte. Și pentru noi a venit moartea, dar a venit înainte. Și beneficiem de ea, de aceea a murit mielul acela în locul nostru. Și de aceea, uite, paharul acela simbolizează tocmai sângele mielului care era pus acolo. Uite, azimile acelea înseamnă noutate, înseamnă un început nou, înseamnă ceva nou. Și nu e timpul acum să vorbesc despre toate aceste lucruri, însă totdeauna la sărbătoare era o lecție predată copiilor. Și orice evreu în fiecare an asculta acea lecție. Era un fel de lecție de istorie. Era obligatoriu pentru orice părinte să cunoască el mai întâi lecția aceasta, să și-o însușească, să o trăiască și apoi să o transmită, pentru că acesta era sensul și scopul sărbătorii. Cei care se nasc, cei care n-au auzit, cei care n-au văzut, cei care nu fac parte din generația aceea, să aibă totuși parte de acele informații. Spunem noi doar informații, dar acele informații pot să se transforme într-o zi în niște realități practice pentru ei. Și orice familie trebuia să transmită niște adevăruri, niște fapte istorice. De aceea sărbătoarea are și sensul acela. De aceea noi la Cina Domnului trebuie să vorbim despre moartea, despre suferințele Domnului, despre ceea ce s-a întâmplat, despre ceea ce trebuie să facem. Și sărbătoarea are și un caracter educativ, instructiv. De aceea noi trebuie să învățăm. Nu trebuie doar luăm o bucată de pâine, luăm de aici, am luat, am plecat și ne ducem mai departe, fără să știm ce înseamnă. Acesta e caracterul și acesta e sensul sărbătorii. Trist este să vezi creștini care ajung la sărbătoarea Crăciunului și ei nu știu ce sărbătoresc. Ei sărbătoresc porcul, tăierea porcului sau nu știu ce mai sărbătoresc. Ajung la Paște și știu doar ceva de miel, dar n-au niciun habar ce s-a întâmplat atunci, pe cine sărbătorim. Și orice altă sărbătoare ei, oamenii știu doar că e o sărbătoare, ne odihnim, suntem liberi de la muncă, mâncăm, bem, ne veselim, facem ce vrem și asta înseamnă sărbătoare pentru cei mai mulți. Și uită faptul că, de fapt, caracterul sărbătorii este, în primul rând, unul devoțional, te închini lui Dumnezeu. Are de-a face cu relația ta personală cu Dumnezeu. Caracterul sărbătorii este unul jubiliar, în lăuntrul tău trebuie să se producă ceva. Acea bucurie, acea mulțumire pe care o aduce înaintea lui Dumnezeu, acel sentiment pe care trebuie să-l ai și sărbătoarea trebuia să fie un eveniment al bucuriei, al veseliei. Și asta e relația cu sinele. Cum trăiești tu în inima ta? Ce simți tu în inima ta? Te bucuri de asta sau nu? Și apoi, în al treilea rând, caracterul educativ sau instructiv, relația cu ceilalți. Te împărtășești cu ceilalți. Știu, totdeauna vor exista oameni care spun, cina Domnului, o iau eu acasă, o iau eu singur, n-are nicio valoare dacă e singur. Pentru că la masă, și evreii știau bine lucrul acesta, spuneau un miel.
dacă nu sunteți suficient de mulți, cheamă și pe vecinul, mai adună pe cineva, masa să fie plină și trebuie mâncat tot mielul în seara aceea, fără așa fel încât să nu rămână nimic. Pentru că nu e o sărbătoare în care tu ești singur la masă. Asigură-te că la tine, dacă ești singur, te duci lângă altcineva, te duci într-o altă familie și trebuia să se creeze, să se producă o unitate în fiecare familie. Nu exista singur undeva într-o cameră, eu mi-au dat în bucățica și m-am dus undeva singur. Nu, trebuie să stau la masă cu ceilalți. Trebuie să stau în părtășie cu frații, în părtășie cu ceilalți. Pentru că acesta este și caracterul instructiv, relația cu ceilalți, relația cu generațiile care au fost, poate, ești în situația să asculți cum povestesc alții. Ai ascultat poate de 10 ori, de 20 de ori, de 50 de ori aceeași poveste, dar nu trebuie să te deranjezi asta, pentru că acesta e caracterul sărbătorii, să-ți aduci aminte. Să-ți aduci aminte de Egipt, să-ți aduci aminte de cărămizi, să-ți aduci aminte de chinuri, să-ți aduci aminte de biciul egiptenilor, să-ți aduci aminte de Marea Roșie, să-ți aduci aminte de plăgile care au fost, să-ți aduci aminte. Și toate astea nu fac altceva decât să-ți aduci aminte. Și acum tu doar vorbești despre ceva care a fost cândva. Acum doar îți aduci aminte, pentru că toate fac parte din trecut. Dar acel trecut capătă valoare tocmai pentru faptul că astăzi îți aduci aminte. Dumnezeu să ne binecuvânteze.